Eram pierdut, eram căzut, eram trist și apăsat. Trăiam o viață de suspin, trăiam o viață în păcat. Timpul și averea le cheltuiam în lucruri fără de folos, dar într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Credința ce aveam în inimă era doar o teorie. Tot ce gândeam și ce vorbeam eram pierdut pentru vecie. Frica și groaza m-au cuprins, eram speriat, căzut jos. Dar într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Viața mea a fost schimbată de cuvântul Domnului. Viața mea a fost transformată, astăzi sunt copilul lui. Am speranțe, sunt fericit, e atât de frumos. Într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Slavă Domnului! Amin! Împreună cu noi în seara aceasta este fratele Costel Vieșu sau Viașu.
Repar el dacă n-am zis eu bine, de mai multă vreme sau cu ani de zile am fost elev la școala biblică, care știți de când funcționează. Atunci nu era căsătorit, a fost aici ca să pregătească, de este în Oltenia, vă spune mai multe, județul Mehedinț. De data asta este cu fiul lui, unul din copii. Și l-am rugat să vină în fața dumneavoastră și să vă spună ce probleme are. Probleme majore de sănătate pentru copil la vârsta aceasta. Nu s-au așteptat să fie așa. Însă au zis Costel, măi, când am văzut alții, mai rău ca noi, am dat slavă Domnului. Și am zis, mulțumim că e așa și că nu-i mai rău. Noi toți în seara aceasta ne uităm la un copil care are probleme la vârsta asta fragedă și rugăm pe Domnul să îndure de casa lui și de copilul lui și să pună balsam acolo pe rană. O problemă de nedepunere de calciu în locul unde trebuie. Dar hai că el vă spune mai multe lucruri. După ce Costel spune cauza lui, vrem să ne rugăm nu numai pentru el, pentru toți care mai aveți probleme, ce vreți să le spuneți aici, așa vă ridicați pe rând, așa cum am început de joia trecută și le ziceți și noi ne uităm la voi, vă ascultăm și ne unim în rugăciune, apoi stăruind înaintea Domnului ca să întâmple lucruri mari. Rog acum pe Costel să vin aici, în locul ăsta, te văd mai bine și frații de la balcon cu copilul și să vă spună el care este problema lui de sănătate. El mai rămâne două zile aici, adică asta înseamnă mâine și sâmbătă, doarme la noi. Dar la sfârșit, dacă aveți așa, din partea Domnului, ceva pentru nevoile lui financiare, de călătorie, de ședere în Timișoara, de doctor, și știți voi câte sunt, vine dintr-un mediu, dintr-un loc de unde nu are. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Hai să-L ascultăm pe Costel. Binecuvântat să fie Dumnezeul din ceruri, care, așa cum a spus fratele Maleș, nu ne amăgim cu El. O minune în casa mea și în viața mea este acest copilaș. Una dintre ele, pentru că m-am trei acasă. Dar totuși, față de cele trei, asta e cea mai mare minune din casa mea. De ce? Pentru că până la 3 ani și 8 luni n-am știut că stă cu 3 diagnostice grave, care nu se pot vindeca. Cu toate acestea, Dumnezeul care nu ne amăgește m-a ajutat să trec prin acest șoc de a primi un copil cu handicap, fără să știu nimic până la 3 ani și 8 luni. Apoi mi-a liniștit sufletul în furtună prin care am trecut, ca apoi, cu toate lucrurile grave pe care el le are, nu se depune calciu pe ambele capete femurale, bazinul lui se ține foarte firav în capetele femurale, apoi are un picior mai scurt, dreptul e mult mai scurt decât stângul, 2,5 diferență. Ghetele lui ni le plătește casa de asigurări, 3 milioane cel puțin o dată pe an. Apoi la naștere, nașterea lui a fost foarte grea. Dacă în termeni medicali un copil cu o naștere bună primește nota 10, el a primit nota 2. Deci unul era mort. Iată că acest copilaș, după 2 săptămâni de comă, n-am sperat să ni-l mai aducă Dumnezeu în viață, totuși Dumnezeul care nu ne amăgește a lucrat cu mare putere și slavă. L-a lăsat în viață. Și nu numai atât, cei 3 pe care i-am sănătoși, probabil care știți și aveți copii de asemenea factură, bucuriile pe care ni le dă acesta, nu numai părinților, dar și celorlalți frați, sunt mult mai mari. Sunt mult mai profunde și mult mai importante pentru noi. Iată ce fel de Dumnezeu avem, minunat și puternic. În El ne încredem noi și să ne ajute să ne ajungem în împărăția sa veșnică, unde ne vom bucura veșnic de mult mai multe lucruri ca aici. Nădăjduiesc mai departe în Domnul. Doctorii, avem evaluare de 2 ori pe an la București. Doctorii spun că așteaptă o evoluție naturală pozitivă, dar eu totuși mă încred în Cel care poate face minuni și să știți că nu aștept minuni mai mari decât pe aceasta care e, să-L văd în picioare, să se joace, să se bucure și să ne încânte pe noi. Amin. Amin.
să audă Domnul rugăciunea voastră, să asculte din cer și în seara asta ne unim împreună și cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze casa fratelui Costel și în mod special să atingă de fiul lui. Mai spunea el în birou, Costel, că până la o vârstă mai mare, la 20 de ani, nici nu pot să fac o intervenție în care să-i schimbe oasele alea care n-au calciu pe ele și care nu mai alunecă și de acum au o problemă și greutate și dacă aleargă un pic, pică și sunt probleme care în copilărie el trebuie acum să se comporte altfel. Ne rugăm pentru casa ta, Costel, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă sunteți alții care vreți să ne mai rugăm în seara aceasta și vreți să o spuneți aici, deschis, noi auzim rugăciunea, problema voastră și ne unim în rugăciune împreună cu adunarea. Maria, te rog. Dumnezeu să asculte rugăciunea voastră. Simon? Simon. Te rog, Pavel. Mulțumim, sora o cunosc, în adunare, cred că am botezat-o aici, în urmă cu 10 ani, aproximativ, nu? Fata noaptea vine de la o chermeză, de la Iosif Alău, spre casă, la Topolovăț, un accident și moare. Nepoata. Fata este acum cu cancer la sân, fiul, soțul este cu cancer în 5 locuri. Când o vezi atâta de zdrobită, zici, cum mai rezistă la circa 80 de ani. Dar sora e în adunare, stă dreaptă și se roagă cu noi. Alții? Te rog. Hai aici, mă răs. Cu două săptămâni în urmă m-a sunat o soră de la Comanda și mi-a spus despre mama ei că a suferit un atac cerebral. Sora respectivă are o problemă destul de delicată în familie. Soțul ei este și el cu probleme foarte grave de sănătate. Acum ea a fost adusă de la spital acasă, am înțeles că situația e destul de critică și acolo. Aș vrea să vă rugați pentru sora Angela, care are probleme mari și e deosebit de dramatică situația în viața lor de familie. Și v-aș ruga și pentru soția mea, care de asemenea este foarte bolnavă. Nu știm care este situația cu ea, deocamdată n-am depistat. Nu se simte deloc bine și eu am avut probleme săptămâna aceasta după ce am făcut aici la institut cursuri, am avut niște probleme de stomacale foarte, foarte acute. Deci suntem atacați așa din toate părțile și vă rog să ne purtați în rugăciune și mulțumim. Haideți să recapitulăm numele acestea. Frate Costel ne-a spus lucruri interesante și mărturia a fost deosebită, a atins inima noastră, însă nu ne-a spus numele băiatului. Iosif, ne rugăm pentru Iosif. Iosif Viașu, băiațelul care l-ați văzut, despre care ați auzit în seara aceasta. Ne rugăm pentru Simon, nepotul sorei Maria Nica, copil născut prematur cu probleme de sănătate. Ne rugăm pentru sora Ana de la Traian Vuia și pentru sora Dorina, în mod special de la Topolovăț, pentru soțul, pentru copii. Ne rugăm pentru sora Angela de la Comanda, ne rugăm pentru familia Nica, pentru fratele Marius și pentru
sora Felice, da. Luci. Haideți, poate acum timpul este înaintat, haideți să ne ridicăm și 3-4 persoane în rugăciune de mijlocire pentru numele acesta venim înaintea Domnului. Haideți să facem, să fim cât mai operativ. 2 frați și 2 surori în rugăciune, să ne aducem aminte, spunem punctual aceste nume și le aducem înaintea Domnului. Slavă ție, Doamne! Da, Doamne! Amin! Da, Doamne! Slavă ție, Doamne! Da, Doamne. Amin. 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 Așa e, Doamne. Slavă ție, Doamne. Amin. 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 Slavă ție, Doamne. Slavă ție, Doamne. Amin. Amin. Slavă ție, Doamne. Amin. Amin. Amin, Doamne. Înălțăm înainte, te rugăm, atinge-te de ei. Amin. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne. Amin. Pune și fă să se lipească calciul, Doamne. Amin. 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 Slavă ție, Doamne. O, Doamne. Amin. Amin. Da. Ai milă, Doamne, te rog, dă tu har, atinge-te, Doamne. Amin, amin. Și pe frate și sora, Doamne, te rog.
Liniște-ne voi. Mm-hmm. Amin, amin. Mm-hmm. Amin. Slavă ție, Doamne. Mm-hmm. Amin. Doamne, te rugăm să privești la fețele înlăcrimate. Te rugăm să asculți strigetele care s-au fost înălțate din locul acesta. Te rugăm să răsplătești credința celor care se agață de tine și care te cinstesc prin credința lor. În mijlocire pentru toate aceste persoane, mulțumim că toate aceste persoane sunt suflete prețioase înaintea ta, indiferent de vârsta lor, indiferent de starea lor socială sau materială. Mulțumim pentru că Tu le-ai dat viață. Mă rog și eu, Doamne, pentru Iosif Iașu, Doamne, atinge-te de micuțul acesta. Am fost așa de binecuvântat și mângâiat să vedem un tată cu o credință așa puternică. Te rog să-l întărești pe fratele Costel și pe soția lui cu încrederea că Tu ești în control. Doamne, Tu ai puterea să faci în continuare minuni în viața copilului lor. Tu ai puterea să faci să se lege oasele, să poruncești calciului, să-și facă lucrarea acolo tainică în organism. Te rog să faci lucrurile acestea și să faci din acest copil o mărturie a puterii Tale. Mă rog și pentru Simon, Doamne, născut prematur, să faci o lucrare deosebită. Știm că l-ai în planul Tău. Doamne, mă rog și pentru Levi, al meu, al nostru, Doamne, te rog să te atingi de el, te rog să-i ajut să meargă pe picioare, te rog să-l ajut să vorbească. Doamne, Tu știi nevoile de sănătatele lui, Tu poți să le împlinești, ni l-ai dat și credem că l-ai în plan, dar te rugăm să-i dai sănătate. Ai milă de sora Angela de la Comanda, îndură-te de nevoia ei acolo și dă Tu vindecare, îndură-te de sora Ana la Traian Vuia, de sora Dorina, Doamne, la vârsta înaintată, dăruiește în continuare pace în suflet, credință cu un soț bolnav, cu o fică bolnavă. Doamne, fă-o pe ea un factor de binecuvântare în casa aceea. Te rog să te atingi de soț, poți să-i dai vindecare, dar mai ales dă-i mântuire, Doamne, și fă că mântuirea Ta să cuprinde toată casa aceea și mântuirea lor să fie o mărturie pentru biserica și pentru sat. Îndură-te și de familia slujitorilor Tăi, Nica, de fratele Marius, de sora Luci. Doamne, Doamne, acum când se simt asaltați de atacurile celui rău, fă-i să simtă că Tu ești mai puternic decât cel ce este în lume. Doamne, dăruiește-le această siguranță, ascunde-i în Tine, binecuvintează-le copiii, împlinește-le nevoile, dăruiește sănătate și proslăvește-ți numele. Aducem toate aceste cauze împreună cu altele care n-au fost spuse acum și au fost verbalizate, dar Tu care le cunoști, împlinește, Doamne, potrivit cu îndurarea Ta și cu harul Tău suficient pentru orice situație. Mulțumim că ne asculți și te binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Amin. Continuați să rămâneți dacă sunteți obosiți. Doar câteva anunțuri facem, lăudăm pe Domnul prin cântare, dar scurt, dați-mi voie să fac câteva anunțuri pentru cei care iubiți muzica studioului Speranța. Duminica de dimineață pe hol va fi un frate de la studio Speranța cu ultimele albume care au fost scoase de dânsii. La numărul 2, la biserica numărul 2, este în acest sfârșit de săptămână un seminar. Fratele Ken, ce a făcut la noi în vară, va face acolo. Coriștii care doresc să participe de mâine seară, sâmbătă toată ziua și duminica, am înțeles că vor sluji acolo. Duminica aceasta, cu harul Domnului, în slujba de după masă, vom avea pe frații de la Șiria, împreună cu fratele păstor Radu Ungur. Ne rugăm ca Domnul să dea binecuvântare. Și nu uitați, conferință de familie cu Ghiță Mocanu, sâmbăta cealaltă, pe 28, împreună cu familii, nu numai familiile tinere, ci toate familiile care doresc un invitat de excepție, un om al lui Dumnezeu, vă așteptăm cu drag. Haideți să ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Spre alții, fă-mi
și mie așa. Vin la tronul îndurării, că sunt durerea. Vezi, aici stau cu căință, să fiu mângăiat. Iisus, Iisus, strigă inima, mina ta de vers spre fie îndurarea ta față de noi, așa cum o nădăjduim noi de la tine. Amin. Mila ta spre alții varsă, făm și mie așa. Ce frumos simt compus de compozitoarea creștină oarbă, Fanny Crosby, care se potrivește cu ce simțim, nu-i așa, în seara aceasta. S-a potrivit cu gândurile la rugăciune, în mod special ultimele cauze care le-am adus înaintea Domnului. Dar în timp ce cere mila Domnului pentru noi în furtună, în încercări, să nu uităm de faptul că noi suntem chemați pentru o lume care trece prin furtuni și încercări să oferim speranță. Despre asta ne învață cuvântul Scripturii în seara aceasta din textul care a fost citit la început. Este o poveste a unui naufragiu, a unul din cele mai clar descrise naufragii din toată Scriptura. Este un naufragiu mai recent care ne vine în minte, și anume naufragiul tachetbotului Titanic. Cei care au văzut filmul Titanic sau cei care au văzut documentare legate de Titanic, vă aduceți aminte și vreau să vă provoc să vă duceți aminte de scena aceea în care în noaptea aceea de 15 aprilie 1912, la ora 2:20 noaptea, la ora aceea mică a dimineții, faimosul Titanic se afla în poziție verticală. Luminile s-au stins, după aceea s-au mai aprins o dată ca să se stingă pentru totdeauna. Imaginați-vă zgomotul acela infernal atunci când tot ce era pe vas a început să se spargă, țândări,
să fie înghițit în apele Atlanticului. Zice că au fost vreo 15.000 de sticle cu băutură. 15.000 de sticle. Au fost 5 piane mari. Foarte multe piese de mobilier. Veselăria aceea. 30.000 de ouă proaspete. Tot felul de lucruri care trebuiau aduse caselor de modă din New York. Dar mai presus ca orice, 1.500 de suflete. Stai acolo să te gândești, să-ți imaginezi cum a fost când tot acel zgomot împreună cu tot vacarmul acela și toate țipetele și disperarele oamenilor. După aceea, liniște. Cred că dintre toate tipurile de accidente posibile, naufragiile sunt cele mai groaznice. Toate accidentele sunt groaznice în felul lor, da? Fie că vorbim despre un accident de mașină, de o coliziune frontală între două mașini sau de o mașină care intră într-un tir, accidentele feroviare când vagoanele și garniturile de tren deraiază de pe calea ferată sau se ciocnesc cu tiruri și așa mai departe, sunt groaznice. Accidentele aeriene, mulți se tem de prăbușiri de avioane. Cineva spunea, e cea mai ușoară moarte posibilă, pur și simplu mai ajungi până când se face sender avionul sau se lovește, mor din cauza depresurizării, din cauza căderii bruște și faptul că inima încetează să mai bată. Dar v-ați gândit la un naufragiu? Ce groaznic poate fi? Cred că e cel mai groaznic din cauza că agonia este cea mai prelungită. Agonia este cea mai prelungită. Știi că încotro te îndrepți, că nu există nicio speranță, dar groaza aceea. Acum, eu n-am trecut printr-un naufragiu, dar m-am gândit cam cum e. Eram împreună cu frații, cu grupul fraților cântăreți, am mers în 99 în Anglia și în Irlanda de Nord, într-un turneu pentru partea noastră, lucrarea noastră socială, și am mers cu microbuzul roșu. Câți vă mai amintiți de Fordul roșu de la Emanuel? Câte misiuni a făcut Fordul ăla roșu, ne-a dus, asta a fost ultima lui călătorie lungă, până la capătul celălalt al Europei, după aceea ne-am întors cu bine. Cum ne-am întors, a fost o serie de peripeții, dar ne-am întors cu bine și după aceea și-a găsit obștescul sfârșit. Dar cu microbuzul acela roșu am avut o peripeție interesantă. Ne-am dus în Irlanda de Nord și ne-am întors la întoarcere. De la Belfast la Liverpool era o călătorie pe Marea Irlandei, vreo 7 ore și ceva, a fost toată noaptea. Am încercat să simt ceva sau să înțeleg ceva, cum aș simți dacă aș fi într-o situație de naufragiu. Era o mare agitată, era cam așa tot două noaptea, era vânturi puternice, se spune, am înțeles, asta este termenul folosit, era o hulă mare, era într-o continuă mișcare. Luna era acoperită de nori. Era un peisaj sinistru. Și când auzeai cum scârție tot vasul acela din toate încheieturile și toată mobila din cabina unde eram, așa a intrat în mine o... Mărturisesc că m-am pocăit atunci. Am spus înaintea Domnului multe lucruri și am cerut Domnului să mă ducă la liman. M-a adus cu bine. Dar când ori de câte ori mă amintesc de incidentul acela, mă aduc aminte de Titanic și mă aduc aminte și de prin ce a trecut Pavel, cu toate că experiența n-are absolut niciun termen de comparație. Însă cum a fost să fii cu Pavel acolo în corabie? În acea corabie, în condițiile de atunci, în care după atâtea zile, soarele și luna să nu se vadă, furtuna să fie așa puternică, când la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare.
E bine, ceea ce este extraordinar aici nu este doar faptul că Pavel a supraviețuit acestui naufragiu. Nu, ci faptul că în mijlocul acestui naufragiu Pavel a avut autoritatea spirituală să ofere speranță celor din jurul lui. În seara aceasta, tema pe care o studiem este intitulată Biserica care oferă repere unei lumi aflate în furtună. S-a spus la început. Și noi trăim într-o lume aflată într-o mare, mare furtună. Ce s-a întâmplat de o săptămână sau mai puțin de o săptămână încoace. Toată Europa este paralizată. Toată Europa este înfricoșată de aceste amenințări cu atentate. Au reușit să creeze această psihoză, această panică și lucrurile acestea vor avea repercusiuni pe termen lung. E lumea în care noi trăim. E o lume frământată, e o lume tulburată, e o lume în furtună, e o lume în derivă, e o lume fără speranță. Ce poate oferi Biserica lui Hristos unei asemenea lumi? Întrebarea este în stare Biserica lui Hristos să ofere ceva acestei lumi? Ești tu, ca reprezentant al Bisericii lui Hristos, la locul tău de muncă, în mijlocul vecinilor tăi, într-o vreme în care oamenii trec, societatea în ansamblu ei se află în derivă, în furtună, ești ca Pavel, omul lui Dumnezeu, care la locul unde Dumnezeu te-a așezat, să oferi speranță, să oferi repere clare, să oferi o direcție, să îndrepți privirea și atenția spre Dumnezeu care poate să ne scape din furtună. Suntem noi asemenea oameni, sunt eu asemenea om. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Este o întrebare cât se poate de normală când ne uităm la vremea în care trăim și la ce ar trebui să fie biserica. E bine, văd în Apostolul Pavel un exemplar a bisericii care știe să ofere repere lumii în furtună. Și pentru a fi în stare să oferim repere lumii în furtună, întâi de toate, noi, ca Biserica lui Hristos, nu trebuie să ne lăsăm intimidați de furtună. În momentul în care participăm și noi, la fel ca cei din jurul nostru, la panica, la agitația, la deriva acestei lumi, înseamnă că suntem o parte a problemei, nu o parte a soluției. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne facă asemenea oameni, ca în furtunile care vin peste toată lumea și peste noi, să fim acei oameni care să nu ne lăsăm intimidați de furtună. Pentru că îl cunoaștem pe acela care este stăpân peste furtună, slăvit să fie numele Lui. Pe acela care are autoritatea să spună furtunii și mării, taci, fără gură! Și la porunca Lui, furtuna se poate opri. Ne uităm la Apostolul Pavel și vedem lucrul acesta într-un mod extraordinar. Ce interesant, și nu voi intra în amănunte, sunt foarte multe amănunte, am putea să mergem în multe direcții, sunt detalii aici foarte interesante legate de călătoria lui Pavel, legate de punctele unde a ajuns cu corabia. Aș fi putut să vă arăt o hartă ca să vedeți exact traseul pe care l-a urmat corabia în care se afla, dar nu aceste lucruri. Aș vrea să ne uităm la Pavel ca la un exemplu de leadership, de conducere, de om care știe în mijlocul unei situații disperate să dea direcție și călăuzire. Cine este Pavel? În ce situație îl găsim aici în versetul 1? După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva, cum? Întemnițați. Ce este Pavel la bordul acestei corabii? Unul din întemnițați, unul din arestați, unul din pușcăriași, care este transferat dintr-o închisoare, dintr-un centru de detenție și dus la Roma în lanțuri ca să fie audiat și să fie judecat de însuși Cezarul. Pavel vrea să ajungă să fie judecat de însuși Cezarul. Apelează, e dreptul lui ca cetățean roman, îi se acordă acest drept și Pavel e în drum spre Roma, dar întemnițat. Nu e om liber. Erau alții care decideau. Era sutașul, Iuliu, era corăbierul sau stăpânul, proprietarul sau comandantul corăbiei. Erau alții. El era unul din întemnițați. La sfârșit însă, acest întemnițat este de fapt cel care conduce întreaga situație. Dumnezeu îi dă acestui întemnițat o asemenea autoritate spirituală
și puterea de a arăta fiecăruia ce trebuie să facă. Și datorită faptului că sfaturile lui au avut în final greutate și a fost luate în considerare, toți au ajuns la liman. Pavel este, la început, nebăgat în seamă, în final, el devine, vom vedea, protejatul sutașului și datorită lui, sutașul nu-i ucide pe ceilalți și scapă. Scăpându-l pe el, scapă pe toți ceilalți. Pavel este unul din cele 276 de persoane care se aflau pe vas în acea călătorie spre Roma și care aveau să treacă prin furtuna aceea infernală. Pavel împreună cu ceilalți împărtășesc un destin comun. Este un prim lucru care trebuie să îl notăm, n-am și surorii. Când vin furtunile, furtunile vin peste toți. Ele sunt și partea noastră, și partea celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și partea celor ce îl cunosc pe Dumnezeu. Când ne uităm la lumea în jur și ne uităm și la noi, și ei și noi încă avem trupuri de carne în care suferim. Și ei și noi ne îmbolnăvim. Și ei și noi, sau unii dintre noi, avem cancer. Și ei și noi trecem prin situații familiare deosebit de grele. Și ei și noi ne confruntăm, poate uneori, cu copii rebeli. Și ei și noi ne confruntăm cu lipsuri financiare. Și ei și noi ne confruntăm cu amenințările acestea care sunt la nivel de continent european, da, cu frica și cu teroarea care este semănată. Toți împărtășim aceeași situație. Trecem prin aceleași furtuni. Numai că este o diferență. Să-L ai pe Dumnezeu sau să nu-L ai pe Dumnezeu în furtună. E bine, Apostolul Pavel este în stare să ofere speranță și repere și direcție, pentru că el își păstrează această încredere și siguranță în Dumnezeu. Trecem, așa cum am spus, foarte rapid peste detaliile legate de etapele. Sunt câteva etape, de la versetul 1 până la versetul 8, este prima etapă, dacă vreți, după ce Pavel pleacă din Adramit, de pe coasta, de pe coasta Țării Sfinte, da, pe Marea Mediterană, spre Asia, ajung la Sidon, după aceea ajung lângă Cipru și se opresc la Mira, în Licia. Mira era un port foarte important în Asia Mică, de unde plecau embarcațiuni sau unde se opreau embarcațiuni dinspre Egipt, care veneau dinspre Egipt și se îndreptau spre Roma. Egiptenii erau în vremea aceea grânarul Romei, grânarul Imperiului Roman. Și erau embarcațiuni de cereale care veneau din Egipt spre Roma și se opreau la Mira. Una din aceste corabii a fost corabia pe care cei 276 de persoane au fost transferate ca să meargă mai departe spre Roma. A doua fază a călătoriei este între versetul 9 cu versetul 12, în care vedem cum apar primele indicii de furtună. Primele indicii de furtună. După ce încep frumos și fără probleme, după aceea lucrurile încep să se complice. Nu fără greutate am atins înălțimea Cnid. După aceea, în versetul 9, trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. Ce fel de post este? Ce fel de post este vorba aici? Este vorba de postul din ziua de Iom Kippur, de ziua ispășirii, care avea să întâmpla în calendarul evreiesc la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Luca ne spune că trecuse vremea postului, deci era undeva după începutul lunii octombrie, poate la mijlocul lunii octombrie, când până la mijlocul lunii noiembrie călătoria pe mare era extrem, extrem de periculoasă. Și marinarii erau sfătuiți să nu se lanseze în călătorii în perioada aceea. Ei bine, Pavel, care a călătorit, a fost un călător experimentat, le spune oamenilor, oameni buni, călătoria văd că nu se va face fără primejde, fără multă pagubă, nu numai pentru călătorie și pentru corabie, dar și pentru viețile noastre. Sutașul, deci, a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel.
Au fost câteva lucruri care se pare că le-au dat un pic de curaj. A fost un vânt dinspre miază zi care părea că le este prielnic. Dar la urmă a venit asupra întregii insule, insula Creta, un vânt foarte periculos numit Eurachilon. Eurachilon. Un vânt de nord împreună cu un vânt care vine dinspre răsărit, Euros, Chilon, este o combinație dintre două cuvinte, un cuvânt grecesc și un cuvânt latin, care indică această spaima marinarilor, acea furtună de care se temeau marinarii experimentați pe Marea Mediterană, Eurachilon. Era și o legendă care spunea că Eurachilon stătea undeva pe vârful muntelui Olimp și privea la marinari în Marea Mediterană, stătea cu ochii pe ei ca să le încurce socoterile. Așa își explicau în vremea aceea marinarii furtunile pe mare. E bine, vântul acesta puternic, această furtună a prins corabia și Scriptura spune, a pierdut orice nădejde de scăpare, versetul 20. Oamenii n-au mai mâncat de multe vreme, au aruncat încărcătura corabiei, au aruncat unelte din corabie și s-au lăsat duși de vânt. Dar acum mai intervine Pavel și aici este esența ceea ce aș vrea să spun. Biserica care nu se lasă intimidată de furtună, nu se lasă intimidată de furtună pentru că este sigură de prezența lui Dumnezeu, sigură de prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la ce spune Pavel în versetul 23. Un înger al Dumnezeului, a cărui sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Amin. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Îngerul Domnului a venit în noaptea aceea furtunoasă la Pavel, care se afla împreună cu toți ceilalți în corabia învăluită de furtună, și îl asigură pe Pavel și spune: Pavel, nu te teme, vei ajunge la Roma. Vei ajunge la Roma și vei depune mărturie și Domnul ți-a dat pe toți cei care sunt împreună cu tine. Nu te teme, nu te teme. Promisiunea sau asigurarea prezenței lui Dumnezeu, îngerul care mi s-a arătat azi noapte. Uitați-vă la Pavel. Uitați-vă la biserica primară, uitați-vă la Petru, da, care în noaptea dinaintea execuției doarme liniștit. De ce? Pentru că biserica se roagă pentru el, dar și pentru că Domnul trimite îngerii acolo, da? Prezența Domnului împreună. Uitați-vă la Pavel în închisoare de la Cezarea, cu 2 ani în urmă. Însuși Domnul vine lângă Pavel și spune: Pavele, nu te teme, vei trebui să mergi înaintea cezarului. Uitați-vă la Pavel la Corint, fapte 18, și vei vedea cum Domnul vine noaptea la Pavel, în mijlocul împotrivirii, și spune: Pavele, ai mult noroc, am mult noroc în cetatea aceasta, predică cuvântul cu tărie. Prezența lui Dumnezeu, încurajarea. Și uitați-vă, vă rog, tot la Pavel, 2 Timotei, capitolul 4, ultimile cuvinte scrise lui Timotei. Toți m-a părăsit, Dima din dragoste pentru lumea de acum. Ela s-a dus acolo, Petroa l-a lăsat bună, dar zice: toți m-au părăsit, însă Domnul a rămas lângă mine. În fața leului, în fața cezarului, Domnul a rămas lângă mine, prezența Domnului. Cum ne putem păstra, dacă vreți, autoritatea de a oferi repere în furtună, atunci când nu ne lăsăm intimidați de furtună? Atunci când în mijlocul furtunii ne aducem aminte că Domnul a promis că nu ne va lăsa. Atunci când ne aducem aminte ce spune Pavel în Romani 8, da? Toate lucrurile lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cum experimentăm această pace? Cred că sunt aici sfinții al lui Hristos care au avut experiențe cu Dumnezeu, care în mijlocul furtunii au simțit pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepe. Nu-ți vorbe grele, nu-ți vorbe de clacă, nu-ți vorbe ușoare, sunt vorbe cu sens. Sentimentul acela al păcii lui Dumnezeu este copleșitor. L-am simțit în anumite situații limită, ca un fluviu care
m-a copleșit din creștet până în talpa piciorului, tangibil. Alteori nu am simțit sentimentul acela, dar am avut pace, că va fi bine. N-am auzit voci audibile ca Pavel. Și nu e nevoie să auzi acea voce audibilă, atâta vreme cât te agăți de promisiunea Domnului că Domnul este cu tine, e prezent. Nimic nu îl împiedică să fie alături de ei în furtună. În furtună, Pavel a fost sigur de prezența lui Dumnezeu. Pavel a fost sigur la fel de proprietatea divină în viața lui, de faptul că el aparține lui Dumnezeu. Ascultați, vă rog, ce spune Pavel. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu. Ce frumos! Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu, al căruia aparțin. Sunt proprietatea lui. Și el este al meu. Aduceți aminte de cuvintele din Cântarea Cântărilor. Nu prea vorbim noi din Cântarea Cântărilor. Dar este acolo o expresie care se potrivește relația dintre noi și Hristos. Spune acolo sunamita, eu sunt a iubitului meu și el este al meu. Eu al lui și el al meu. E și cântarea care o cântăm, una din imnurile care vorbesc despre faptul că eu aparțin lui Iisus, iar el al meu va fi. Nu numai pe pământ, ci și în veșnicie. Eu sunt al lui, ca o mireasă care aparține mirelui în mod exclusiv. Eu sunt al lui, ca un miel sau ca o oaie în mâna marelui păstor. Eu le dau viață veșnică. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Oile mele, spune Domnul Iisus, e limbajul proprietății. Ascultă glasul meu, oile mele. Suntem al lui în virtutea faptului că el ne-a cumpărat cu un preț. Pavel spune, ați fost răscumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Tot ce avem este al lui. E această siguranță a proprietății, că eu sunt proprietatea lui și dacă eu sunt proprietatea lui, înseamnă în furtună, în orice furtună ar fi, el știe să-și păzească ce e al lui. Amin? De aceea în furtună am pace. Pentru că știu că sunt în mâna lui. Dacă în furtuna aceea Domnul vrea să mă cheme acasă, asta nu va schimba cu nimic relația mea cu el. Voi ajunge acasă, slavă lui! Amin. Dar dacă încă vrea să se mai folosească de mine în furtună, am siguranța că el mă va trece dincolo. De ce? Pentru că sunt proprietatea lui. Nimic în furtună nu poate să atenteze la integritatea mea spirituală decât în măsura în care el dă voie. Cazul Iov este atât de clar, este atât de clar. Diavolul a trebuit să ceară voie să atingă de el. Suntem proprietatea lui Dumnezeu. Suntem siguri de planul lui Dumnezeu. Pavel vine și spune aici, al căruia îl slujesc, mi s-a arătat azi noapte și i-a zis, nu te teme, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Pavel are siguranța că Dumnezeu are încă o lucrare pentru el și de aceea el vine și spune, nu vă temeți. Și îngerul mi-a spus, nu mă tem, nu te teme și nu mă tem, spune Pavel, pentru că va trebui să trec de aici, trebuie să ajung înaintea cezarului. Ce spuneam adineauri, dacă Domnul mai are o lucrare cu mine și cu tine în viața aceasta, te va trece prin furtună biruitor, dacă mai are o lucrare. Ei, Biserica lui Hristos trebuie să fie mereu conștientă de faptul că joacă un rol crucial în planul lui Dumnezeu. Biserica locală este agenția folosită de Dumnezeu pentru proclamarea Evangheliei, pentru mântuirea sufletelor. Nu există altă entitate, altă grupare, altă organizație să facă lucrul acesta, doar biserica. De aceea avem încredere că Domnul va duce biserica noastră dincolo de orice frământări și furtuni, la limanul dorit, atâta vreme cât rămânem în planul lui Dumnezeu, atâta vreme cât rămânem dedicați planului și programului pe care îl are cu privire la biserică. Domnul are prevăzut viitor pentru poporul de la Emanuel și în măsura în care umblăm în voia lui, în dependență de Duhul lui, lăsăm ca el să împlinească în noi și prin noi planul lui, în măsura aceasta avem siguranța că orice furtuni pe care el le îngăduie, sunt furtuni prin care putem trece mai mult decât biruitor. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Toate aceste lucruri, siguranța, prezența lui Dumnezeu, a proprietății lui Dumnezeu în viața noastră, a planului lui Dumnezeu, a promisiunii lui Dumnezeu, a cuvântului pe care Dumnezeu l-a dat, Dumnezeu a promis și așa va face. Pavel spune, liniștiți-vă că am încredere că Dumnezeu va împlini, așa cum a spus. Dumnezeu a dat un cuvânt. Dumnezeu nu e om ca să mintă, nici fiul omului se pară rău, ce a spus va face. Și când Dumnezeu ne promite ceva, El nu se joacă cu cuvintele, slăvit să fie numele Lui. Toate aceste lucruri întăresc încrederea noastră în acest Dumnezeu și ne oferă apoi o platformă să oferim, să inspirăm încredere și în viața altora. Dar mai înainte de toate, nu trebuie noi să ne pierdem cumpătul în furtună, nu trebuie să ne lăsăm intimidați. Trebuie ca Pavel să fim siguri de aceste lucruri și apoi, ca Pavel, să inspirăm pe alții în furtună. Observați cum o face Pavel, foarte pe scurt, mă apropii de încheiere. Pavel aduce aminte, atenționează pe ceilalți, îi asigură de experiența lui personală și le spune, priviți la mine, dați-mi voie să vă spun ce mi-a spus Dumnezeu și eu sunt sigur că așa va fi. Pavel relatează această experiență personală cu îngerul care a venit și i-a adus aceste cuvinte și a zis, de aceea, oameni, liniștiți-vă, că am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi-a spus. Dragii mei, știm teoretic ce mare impact au experiențele cu Domnul. Nu e așa? Experiențele cu Domnul zidesc credința. De aceea vă încurajăm să povestiți lucrările Domnului, să vă deschideți gura și să declarați minunile Lui în viața voastră. Dacă ați primit un răspuns la rugăciune, nu tăceți, spuneți-ne și nouă, să lăudăm pe Domnul împreună cu voi. Într-o lume în care auzim atât de multe lucruri negative, lucruri rele, nu ne-am bucurat ca popor al Domnului să auzim minunile și lucrările care Domnul le face. Poate nu răspunsuri spectaculoase, nu întotdeauna miracole, dar experiențe cu Domnul, orice copil al lui Dumnezeu născut din nou trebuie să aibă. Amin. Dacă ești aici, e cu neputință că de la începutul săptămânii de duminică până azi, să nu-ți fi vorbit Domnul, să nu te atins, să nu fi folosit. Nu pot să vă spun, fraților, că nu pot să vă spun ca să fie pentru cineva un gând, așa că mă laudă la amvon. Dar și săptămâna aceasta, Domnul m-a surprins și ne-a surprins ca familie într-un mod extraordinar. Frați și surori, Dumnezeul nostru este real. Puneți-L la încercare și veți vedea bunătățile și minunile Lui. Și apoi după ce veți vedea, spuneți altora, spuneți în adunarea cea mare, să lăudăm pe Domnul împreună cu voi. Amin? Pavel a avut o experiență pe care a putut să o recomande. Dacă n-ai experiență cu Dumnezeu, ce poți să recomanzi? Cum poți să inspiri credința altora când tu nu trăiești cu Domnul și nu poți să spui la oameni, dă-mi voie să spun ce a făcut Domnul în dreptul meu. Dar când trăiești cu Domnul, oamenii vor asculta și vor înțelege, nu-i teorie aici, e chiar adevărat, omul ăsta chiar crede. Amin? Prin un alt mod în care putem inspira, prin faptul că le spunem oamenilor experiențele cu Dumnezeu, reale, prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră, le oferim exemplu personal. Exemplu personal, foarte important. Întoarcem pagina și am spus că chiar ne apropiem de încheiere. Pavel, după ce oamenii aceia n-au mâncat atâtea zile, atâtea nopți, au stat și n-au mâncat, până la un moment dat, după ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Știi ce s-a întâmplat după aceea? Toți s-au îmbărbătat și au început să mănânce. Până atunci nu le ardea de mâncare. Nu le ardea de mâncare. Nimeni nu s-a gândit la el. Dar Pavel se arată în fața lor ca un om care știe, care este sigur și care spune, oameni buni, n-are rost, vom ajunge, vă rog să mâncați. Și el este cel care mănâncă înaintea lor și ei se iau după el. Forța exemplului personal. Doamne, dă-ne putere să arătăm acest exemplu personal cu adevărat. Amin. Și apoi să arătăm oamenilor și consecințele care decurg din neascultare. Pavel este atent,
să le spună. Dacă m-aș fi ascultat la început, dacă am fi oprit când trebuia să oprim, n-am fi ajuns aici. Dar și acum, la sfârșit, îi atenționează și le spune, îi spune sutașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu veți putea fi scăpați. Din fericire, sutașul ascultă de Pavel și nici care nu fug, corabielii nu fug, rămân acolo, ajung cu toții la țărm, pentru că Pavel îi avertizează de consecințele neascultării. Acesta este ceea ce lumea aceasta aflată în derivă are nevoie să audă, adevărul. Adevărul. Adevărul implică să le spui la oameni care sunt consecințele păcatului și faptul că păcatul aduce întotdeauna dezastru și judecată. Când oferim oamenilor o speranță, nu o facem spunând ce spuneau pe vremea lui Ieremia, pace, pace și nu este pace. Nu o facem legând ușurat icrana ficei poporului meu. Nu o facem amăgindu-i pe oameni cu o nădejde falsă. Le spunem oamenilor adevărul. Le spunem oamenilor că păcatul aduce dezastru și neascultarea atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Dar oferim o speranță acestei lumi. Prin nădejdea care o avem, pe care ei nu o au, prin experiențele personale cu Domnul, prin exemplu personal pe care îl avem înaintea lor, ne-a chemat Dumnezeu să facem lucrul acesta într-o lume aflată în furtună și în derivă. Te-a așezat Dumnezeu ca și credincios în casa ta, poate ești singur acolo. Și toți ceilalți sunt în întuneric. Mă rog ca Domnul să te ajute să fii un indicator spre Hristos, să oferi speranță și direcție în aceste zile. Domnul să ne ajute ca biserică la fel. Amin. Ceas cu ceas, purtarea ta putere.
Doamne, la acel liman al călătoriilor fericite, dorim să ajungem cu toți în țara Ta, purtați de-a Ta putere și de mâna Ta, la liman. De tot felul de furtuni, Doamne, nu...